Situație incredibilă la Petroșani, unde, după ce singurul angajat al Camerei de Comerț s-a pensionat, programul a fost redus la o singură zi pe săptămână, adică luni între orele 9 și 14. Sute de oameni de afaceri sunt nevoiți să se înghesuie la ghișeu în ziua în care vine cineva de la Deva, consemnează jurnaliștii de la Cronica Văijiului. Prefectul Călin Marian susține că a luat legătura cu conducerea instituției la nivel național, care încearcă suplimentarea programului cu încă o zi sau atragerea de personal din județul Gorj, până când va fi scos la concurs postul vacant. Numai că nu există buget la nivel național ca să poată fi scos postul la concurs, a mai explicat Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara. În concluzie, oamenii de afaceri din Valea Jiului ori se înghesuie lunea în orele de program, când la Petroșani vin angajații de la Deva, ori sunt nevoiți să se deplaseze la Deva personal. Mai este și varianta depunerii online a documentelor și actelor, însă nu întotdeauna este și funcțională adresa de corespondență.